La Roman s-a deschis o nouă brutărie, Tida Pan Rom, situată pe strada Dobrogeanu-Gherea, care fabrică o pâine altfel, făcută doar din produse naturale. Lucrând în domeniu peste 23 de ani, m-am gândit că este momentul să deschidem o brutărie în municipiul Roman, care să deservească atât consumatorul romașcan, cât și consumatorul din zona limitrofă, cu un alt fel de produs de panificație. Se pune des întrebarea cum de pâinea și produsele de panificație au ajuns să aibă o reputație atât de proastă. Răspunsul, fără echivoc, nu este decât unul. Supraprocesarea și industrializarea peste măsură au dus la caracterizarea acestui aliment de bază, așa cum vă spuneam mai înainte, și de aceea... Și adaosul de chimicale a venit la noi după Revoluție. După 89 am început să, vă spuneam, prin marea industrializare, să aducem foarte mulți conservanți, aditivi, și pe lângă celelalte, dacă vreți, alimente de bază, și pâinea constituie o sursă de euri. Fabrica și-a propus să aducă pe piață o pâine fabricată numai din produse ecologice, ca la mama acasă. Fabricarea pâinii prin procedee simple, fără adaosuri excesive de conservanți și aditivi, pâinea obținută din maia naturală, este adevărat că procesul este mult mai lung și costisitor, dar nu este nici un lux ca și consumator să folosești un produs natural. Pentru ca fabrica să producă pâinea ecologică, a fost adus și un maestru din Ardeal, zonă în care se păstrează cu strășnicie secretul pâinii în țest. Asta e pâine cu cartof natural, tradițional, cu maia, fără euri, cu cartof natural, nu cu fulgi de cartof. Procedeul lung, aluatul mult mai moale, plus la cuptor, iarăși procedura e mult mai lungă, pâine tradițională, iarăși cu maia, fără ameliator și aceea este o pâine neagră sau intermediară aceea? Pâine semi-albă și pâine asta albă cu cartof. Dar și franzela e făcut deja la domnul Titi cu maia și puține drojdie. Drojdie și ameliator foarte puțin, că franzela e volumul mic. Știu că pâinea ardelenească are un secret. Ați venit dumneavoastră ardelenii să aduceți în Moldova acest secret, pentru că știu că este păzit cu mare sfințenie. E cunoștință veche, domnul Titiș, ajut cât pot. Nu țin pentru mine secretul, că nu-i concurență pentru mine. Pe o piață supra-saturată de produse de panificație, îmbibate cu euri peste măsură, noua fabrică a studiat piața, estimând nișa pe care intră. Am studiat piața și majoritatea consumatorilor cer o pâine așa cum era odinioară. Ăsta este cuvântul. De asemenea, la întrebarea de ce se sfărâmă pâinea după o zi de la fabricație, răspunsul este unul fără echivoc. Din cauza adaosului foarte mare de amelioratori în exces, cum vă spuneam, și a cantităților mari de drojdii. Deci pâinea nu are densitatea care ar trebui să o aibă, consistența care ar trebui să o aibă, este umflată peste măsură și de aceea, în toate cazurile, nu se poate felia corespunzător și tartina, dacă vreți, cu unt, cu dulceață, cu pateuri. Ce produse de panificație au intrat în marile și micile magazine zilele acestea și cum arată noua fabrică Tida Pan Rom, veți putea vedea astăzi într-un amplu reportaj la Rom TV.